Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ține. Patriția, ciao! Bun, arăți foarte bine! Foarte bine arăți! Fișe! Ciao, Gina! Bună! Ciao! Ciao, Patri! Ce faci? Bine, foarte bine. Și abia aspetam să gustă pentru că mi-era foarte fame. Și chișe sunt preparate care îmi place foarte mult. Da? Și avem deja un chiș cu somon, un chiș cu spanac. S-a apucat, știe ce are de făcut, deja e cu ochii pe farfurii. Păi când a intrat era tot un zâmbet. Eu sunt pozitivă, sunt pozitivă. Asta mereu, place la tine, cât timp ești cu zâmbetul pe buze și emane energie foarte bună. Da. Să-i spui că eu chiar o îmbrățișez, eu o îmbrățișez. Ce puțin mie mi-a umplut sufletul de bucurie când am văzut-o fericită. În toată pandemia asta, uite că e cineva super fericit. Să știi că ne văd acum și ne și aud. Bună, bine! Și te salută, Patriția! Ciao, ciao! Fiecare în felul lui ai primit foarte multe complimente și sper să ne ridicăm la nivelul energiei tale. Ba da, farfuria arată foarte bine. Bine, nu? Farfuria Chef arată ca trei farfurie de la Chefi. Foarte bine pregătite, chișe arată exact cum trebuie să arate un chișe. Acum vedem gustul. Cu ce farfurie vrei să începem? Cu prima, te rog, cu somon, că chiar am aici în față. Somon, cu prază, cu spanac, cu leușteană. E cu foarte toate interesant. Ca cea urma. Bine de prăjite. Ia, ia. E caldă. E buona. È una combinazione forte, forte buona, care iubesco și eu, pentru că somon este o peste foarte populară, dar e peste favorito mio. E buona. Ia și din salată, să vezi ce zici. Gina, mi-a tot fame. Mă bucur să aud asta. Chiar sunt foarte pregătită la degustație, pentru că... Da. Ia, 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 fiată, fiată, ia, ia. Și acum amestec. Și mestec. Ok. Ok. Vrei să treci la următoarea farfurie? Mm-hmm. Da. Și încă mestecă. Auzi, a făcut așa. Băi, Sorinaccio, uite cum a făcut. Okay. Exact cum așteptam la salată, s-a cam strâmbat din nas. Era normal. Nu e o salată de femei. Și nu e o salată nici de bărbați. Nu e o salată. Așa. Aici avem un chiș cu sparanghel. Ia. Un gătit bine. Al doua cu sparanghel era perfectă, sparanghel gătite perfecti. Buona, bacon sparanghel. Deci chișul mai pe jos. Sparanghel, ok, dar e carnitură, nu e... Am și la interior, dar... Salata mea e bună, poți să iei cu încredere. Ia bună, ne știi salata aia, că de-aia e acolo. Bine, la chișul se adaptează cu toate felul de combinații. Exact. După gustul nostru. Salata mea e bună. Da, așa, așa că bun, am mâncat. Așa. Și a gustat foarte puțin din chiș. Așa. Ia să vedem. Parcă a stat un pic prea mult în cuptor, nu? Așa. Băi, salata mea era bună, n-am pus să zic. Poate de la smuchine, că așa. Ah, cu cipercuțe. Așa. Foa grași. Ia cu dulceațe. Ah, dar gustă și eu smuchina, că sunt amintiri din copilăria mea. Da, buonissime, smuchine chiar. Vai, smuchine. Asta zic, da, smuchine. Că parcă i-aș fi gătit doar smuchine astea. Cu foie gras și trufe. Și mai ai ceva. Uite-te, mai ia de la mine. Da, mă, bine că de la mine nu există, ia și din salată. Și din salată n-a gustat. Să știi că mai poți gusta din celelalte farfurii, oricând. Nu. Nu spune că deja te-ai decis. Da. Ai zis, fai, cipercuțe. N-ai nimic de foie gras, de trufe. De... Cred că mâncă doar coajă. Ai luat așa un pic să nu zic, le-am mai luat, știi? Îți bune. Eu sunt foarte otărită, știi? Sunt toate pregătite foarte, foarte bine, gătite foarte bine și prezentate foarte bine, așa că abia așteaptă să vedă cine l-a pregătită, chiar sunt curioză. Gata, știu. Eu știu cine câștig. Oprește sunetul că nu vreau să aflu cum câștig. Cum mă, cu salata aia care rumegai la ea? Da, la ora. Cavaca la fân, jumătate de oră. Incertă situația post-degustarea chișurilor. Îi lăsăm pe șef să-și consolideze. Patri! Patri, ce bine arăți! Patri! Uite, seara! Ai slăbit bine de tot! Nu, am luat un chiș jumate, dar...
Da, 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 luată, nu, arăți foarte bine, am zis iată și eu. Iată că le nascunde. Trei chiși foarte bune, toate, toate foarte bune. Da. Mulțumim mult de tot. S-au oprit complimentele aici, gata? Nu! 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 Da. Băi, deci zic o chestie. În afară de nevastă mea, așa, mai cunosc o singură femeie care își cumpără cele mai mișto rujuri, e Patriția. Vedi, dar noi ne știm de foarte mult. Știi cu Florina? Mă rujez de 8 sezoane în fiecare zi. Niciodată nu mi-ai zis cred ce place, mișto ai. Cred că îi place cu roșu. Eu cu roșu, da, roșu. Da, am ajutat și eu roșu, Sorin. Păi da, n-a văzut Dumitrescu. Nu, da, am zis că în afară de nevastă. Da, de vorba că nu dai eu amuleta, da, da, da. Nu dai tu amuleta, ce vrei? Cine e amuleta? Mamă, sunt curioză cine păi, a făcut așa de cine, cine e amuleta? Cine, cine? Cine e amuleta? Cine e amuleta? Cine e? Da, eu am ales quiche cu sparangle. Bine, mă! Tu a? Da, buona, buonissima și sos eccezionale. Toate erau bune și cu toate. Dar asta mi s-a părut că a rămas mai fragedă, mai fragedă, da, mersi, mai puțin uscată. Mulțumesc. Bravo, Florina. Astăzi se pare că am ales corect, cinstit, italienește. Mulțumesc, Patriția! Data trecută tu, vezi! Mulțumesc, Patri! Mi-aș fi dorit și ei de data asta să fiu! Eu am făcut cu somon! Cu somon, boana! Toate trei au fost foarte gustoase, dar la lui Dumitrescu, cred că a avut ceva... ceva ce a incitat-o și a excitat-o puțin pe Patricia. Gastronomic, bineînțeles. Mulțumesc mult de tot! Da, m-au plăcut toți trei, toate trei! Toți trei ei și toate trei ei chișe. Dar să știi că și Sorin a zis la fel, că eu era mai bună. A, da? Da. A simțit ceva? Nu are prea. O reținere acum, parcă. Se pare că are o reținere. Dacă nu-mi piace farfuria, poți să faci alta farfurie. Mă bucur că ți-a plăcut. 15 minute în plus la gătit. În plus la gătit. Ai tu? Da. Dar nu te trebuia, fale că doar la altri, n-ai nevoie. Ce, eu oricum n-am nevoie. Eu oricum n-am nevoie. Hai așa să facem un roșu, o poză cu voi trei. Băi, e bine, mă bucur că am reușit să iau amuleta asta, ca să am amuleta, nu știu dacă o să o folosesc neapărat cu scopul de a oferi 15 minute în plus, dar e o amuletă de avut pe bune. Orice amuletă. Băi, nicio amuletă nu e de pierdut. Mi s-a părut mie că Bonte a fost puțin mai supărat decât am fost eu. Nu-i nimic, las că mai vine amuletă. E rândul meu data viitoare. Pararam, pararam. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.